Așa cum am înțeles eu. Mariana Suruceanu a stat mulți ani cu chirie. Salariul nu-i permitea să-și cumpere o locuință. Iar când i s-a oferit șansa de a cumpăra apartament în rate, nu a stat mult pe gânduri și a decis să se aventureze. Ceea ce mi-am ales au fost 36 de metri pătrați. Dar la scurt timp după ce s-a mutat la noua casă, a înțeles că apartamentul ei e mult mai mic decât ar trebui să fie. În realitate, când am luat documentele de la cadastru, am văzut cu stupoare că sunt indicați doar 30 de metri pătrați. Au dispărut 6 metri pătrați de locuință. Femeia a mers să vadă care era situația la vecini. I-a găsit la fel de mirați și de busolați. Un contract era stipulat că dacă diferența de metraj este mai mult de un metru, compania restituie metrajul înapoi din bani. Însă angajații firmei i-au rugat să se uite mai atent în contracte și le-au închis telefonul în nas. În singur contract firma scrie, da, compania scrie că ea nu respectă legile Republicii Moldova. Ea nu e în considerație coeficientul care sunt stabiliți prin lege. Eu socot că contractul este cu clauze abuzive. La fel consideră și locuitorii unei mansarde de pe strada Pușkin din centrul capitalei. Din toate documentele care le posed eu, acum așa am 3 suprafețe diferite. Am mers la întreprinderea de stat Cadastru să ne explice cum poate un apartament măsurat de ei să fie cu 20% mai mare în actele companiei de construcție. Dar apartamentul socote este spațiu între pereți, dar nu și pereți exterior, capital. Astfel, zeci de oameni care au vrut să-și cumpere apartamente ieftine s-au pomenit că au plătit prețuri mai mari decât cele de pe piață. Dacă împart 18.400, cât am plătit eu, la 32 de metri pătrați conform contractului, se primesc 570 de euro metru pătrat. Dacă împart același preț la suprafața conform cadastrului, se primesc 750 de euro metru pătrat. Am încercat să discutăm și cu un reprezentant al firmei de construcții ca să ne explice de ce este o diferență de aproape 20% între măsurările oficiale și cele făcute de ei, dar fără succes. Parcă v-am spus că toți sunt în concediu. Și nu o să ne acorde nimeni interviu. Da, nu are cine. Nici inspecția de stat în construcții și nici întreprinderea de stat cadastru nu pot interveni sau dicta regulile de măsurare a apartamentelor vândute, acestea fiind decise unanim între părțile semnatare.